Dacă nu îi convine să plece de aici, dacă nu vine să ridice. De ce să plece de aici? De ce să plece de aici? De ce să plece de aici? Ce este protest? Asta e reclamă electorală pentru primarul vostru iubit care a permis să ardă, distrugă parcul ăsta. Ați venit să-i faceți galerie, faceți figurație la clipurile lui electorale. În campanie electorală o să apară cu clipurile astea și cu dumneavoastră pe fundal cum îl aplaudați. Și o să mai obțin un mandat și o să distrugă tot. Aici o să apară moluri. Moluri o să apară cu complicitatea lui. Blocuri de locuit și moluri o să apară în parcul ăsta cu complicitatea lui. Și cu complicitatea dumneavoastră. Îl aplaudați. E agitat. Haideți, domnul, păi atunci înseamnă să ne punem plasture pe gură și nu mai venim. Să vorbească numai primarul, a? Asta era ideea, să venim să vorbim. Primarul cumpără presa și noi să tăcem din gură. Așa dacă ne punem plasture pe gură. Mod mai frumos. Da, da, noi am venit. Da, da. Noi urât am vorbit. Nu știți cum l-a făcut pe jucat. Hai să ne uităm. Nu avem o soluție. E așa greu să veniți pe aici ziua? Nu avem, doamnă, de teren. Și ce dacă? Ce dacă? În jurul lui merge, dacă n-aveți voie să intrați. Noi mergem. Nu, aici să vină patronul, să vină... Am venit, l-am spus ce să facem. Să vină proprietarii, să vă dea să facă plângeri. Ia să le mai autupeu, că vrem să-i vedem la față. Auziți, dacă eu acasă dau foc în curte... Sigur vin și mă amendează, da? Că n-am voie, sau pomiriște. Și deși au fost sancționați. Și dumneavoastră asta v-a băgat de foarte. 25 de lei, își permit în continuare. Nu, cu 50. Ardă. 50, auzi? 50, te-a liniștit. Domnul primar v-a spus, nu eu. Toată lumea are voie. Și-a dat vina pe Nicușor Dan, iar Nicușor Dan a dat aviz pozitiv în mai. El spune o minciună. Nicușor Dan a dat aviz pozitiv la proiectul ăsta de decizie în luna mai. Nu. Nu. Și pentru ce vreți să mai legitimați? Să vă legitimez și eu. Să... Eu nu vreau să mă legitimați, decât dacă aveți un temei legal. Nu, ilegal. Nu vreau. Văd pentru ce? Aici. Așa, și asta ce e ilegal? Se numește libertate de exprimare. Am înțeles. Dar de ce trebuie să ne ferim să nu ne legitimăm? Ce? Pentru că nu am făcut nimic ilegal. Pentru că nu am făcut nimic ilegal. Legitimarea se face numai când faci ceva ilegal. Nu este adevărat. Ba da, scrie în lege. Nu sunt obligat. Ia uitați-vă, mă întorc și plec. Uitați-vă, mă întorc și plec. Încă o dată, domnul. Dacă îmi spuneți care e motivul legal, dacă îmi spuneți care e motivul legal, nelegitimarea se sancționează. Legitimarea se face cu temei legal. Care e motivul să mă legitimați? Care e temeiul legal? Agitat aici, am agitat asta, se cheamă libertate de exprimare. E un drept fundamental, nu am încălcat legea. Nu, ați iritat și a jignit câteva persoane aici. A, dacă am jignit, bine, notați-vă datele mele. Și persoanele cele să depună cerere că le-am jignit. Brega Oleg mă numesc. Brega Oleg. Da. Născut în 73. Mă avem și alt prenume în refer de Oleg? Nu, nu. Ziua luna? Ziua 26 octombrie. 26 a 10-a. 73. 73. Părinții, cum se numește? Nu contează, asta nu cred că trebuie să vă dau. Sunt date personale. Nu, mă identificați după datele de naștere. Acum vreți și numele bunicii și a bunicului. Prea mult vreți de la mine. Ați inventat un pretext de legitimare, un pretext ilegal. E pârjol în țara asta. Așa e nația, așa sunt politicienii, așa sunt polițaii.